mămăliga și fierturile din porumb sunt consumate încă de pe vremea lui Columb. La România a fost și este în continuare considerată mâncarea săracilor, deși studii recente efectuate în sânul unor triburi amerindiene au demonstrat că media de viață a celor ce se hrăneau cu produse din porumb era mult mai mare decât a celor care nu le includeau în alimentația lor. Conform realitatea.net, specialiștii germani în biologie celulară vegetală au descoperit recent prezența unor substanțe derivate ale acizilor arhidici și palmitici în boabele de porumb. Din punct de vedere chimic, aceste substanțe sunt acizi grași, cetoacizi, rezultați din oxidarea acidului palmitic și arahidic și sunt produși numai și numai în rădăcina plantei de porumb. Acești cetoacizi ignoră legile chimiei și biologiei clasice, absorbindu-se în intestin cu mare ușurință, fără a suferi transformări chimice decât în proporție de 22-28%. Ajunși în sânge, se transformă în hidroxiacizi care se pot combina chimic cu cel puțin 57 de specii de otrăvuri existente în organism. Efectul detoxifiant al substanțelor din porumb ușurează efortul ficatului de neutralizare a substanțelor toxice, reducând considerabil riscul la insuficiențe și ciroze hepatice. Gastrita și ulcerul sunt ameliorate de consumul de mămăligă caldă în loc de pâine, mălaiul având efect de reducere a acidității și de calmare. Un fiziolog spaniol a observat că cei mai apți copii pentru sporturi de performanță din Ecuador și Columbia aveau o bogată alimentație în terciuri de porumb. Ulterior a inițiat un amplu program de cercetare în medicina sportivă, descoperind că aceleași substanțe derivate ale acidului palmitic au un rol în dezvoltarea fibrei musculare prin modificarea modalității de acțiune a hormonilor tiroidieni. De asemenea, mămăliga are capacitatea să scadă cantitatea de colesterol din organism, reducând implicit riscul de infart, relatează realitatea.net.